Bună seara, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare la alegere pentru lună, nu, pentru portalul Noua Noua. Nu știu, o să văd dacă fac separat și despre lună plină, dar în primul rând portalul Noua Noua. Și înainte să încep etalarea, vă ofer acest trandafir frumos. Ce interesant, nu știu de ce, l-am luat din grădină. A fost printre puținii trandafiri care au înflorit acum câteva zile în perioada de frig și de ploaie. Nu știu, din supărări, dintr-o reținere, să zic, emoțională, prin furtuni, prin greutăți, aș spune că se naște o pasiune în viața cuiva, aș vrea multora. Și această pasiune, cum e și trandafirul ăsta la care mă uit în ultimile zile când fac etalări, mă uit la el, l-am în față. Parcă nu vrea să se usuce, parcă este printre puținii trandafiri care nu s-a scuturat. Și de obicei știți că ei se scutură destul de repede. Nici nu s-a uscat într-un mod, nu aș spune musai urât sau nu și-a deformat aspectul. Chiar dacă era mai galben, chiar dacă avea altă culoare, încet încet s-a transformat așa în acest portocaliu foarte aprins, fosforescent. Parcă ar fi o pasiune care crește din suferință, din ploaie, din frig, din greutăți și vrea să reziste. E, nu știu, mă pune pe gânduri. Vi-l ofer vouă, celor care ascultați această etalare și vreți să vă păstrați focul interior, vreți să iubiți în continuare, chiar dacă ați suferit, și vreți această nouă iubire să reziste. Să reziste și să-și păstreze și frumusețea, nu doar noblețea și pasiunea. Cam acesta ar fi introducerea. Aveți de ales între 1, 2 și 3. Un cercel roșu, place roșu ăsta la maxim. Un clopoțel alb și una dintre pietrele mele preferate, dincolo de ametist sau la fel de drag, mi este și ametistul, ia să-l țin eu mai aproape la această etalare, ametistul și ochiul de tigru. Scuzați-mi manicură, v-am mai zis-o la celelalte etalare. Lucrez în grădină, în casă, renovez, dau cu lavabilă, vopsesc, scot buruieni, fac chestii. Fac chestii pentru că nu pot să stau doar cu cărțile în mână. Expoziția de artă am terminat-o, acum revin la realitate, Zodia Fecioarei. Revin și la realitate și mă ajută zodia asta să mă concentrez pe chestii practice. Dar am zis, numărul 3, ochiul de tigru. Era să zic iubirea vieții mele. Și ametistul e, și ametistul e. Da. La fiecare am scos câteva cărți, dar aveți pentru numărul 1 aceste de cărți, pentru numărul 2 acesta, pentru numărul 3 acesta, manga. Sper că v-ați ales, dacă nu v-ați ales, hai să țin ametistul lângă mine. Vă dați timp, vă puneți pauză și vă gândiți. Hai să vedem. A început și nera mea să latre. Okidoki, cei care ați ales acest cerceluș roșu, da, sigur v-a plăcut roșu, că reprezintă pasiune, că tot v-am prezentat și v-am oferit cu drag un cadou. Acest trandafir. Nu contează. Pentru cei care iubiți florile, culorile, natura. Nu să vină mai aproape? Vei veni mai aproape? Am și pețișoarele aromate, nu vreau să se ardă. Așa, să fie aici, alături de noi. Ați ales acest cerceluș roșu. Dar vă zic că este o pasiune încă neîmplinită, aș spune, pentru că este desperecheat. Este însingurat. Rămâne de văzut cum rezolvați problema asta în singurării și nu este fixată, ia uite. Da, v-ați uitat, dar la culoare. Nu are acel dispozitiv de fixare. Da, trebuie să caut o chestiune.
în care să-l fixez. Deci, e o pasiune care încă nu s-a stabilizat sau a fost destabilizată și urmează să o restabilizați. Este o desperechere de... Da. E o problemă. E o problemă. Hai să vedem ce cărți au venit. 10 de spade. O să vedeți și cărțile, da? Zece de spade. Deep freeze, apropo de ce am zis cu trandafirul. Îngheț profund și spiridușii. Ancora. She is the moon. Ea este luna. Page of Fire. Valetul de foc. Cum să fac? Valetul de foc și trei de apă. Mai e vreo? Nu mai e. Trei, cinci, doi și cu șase, opt. 35 aveți de două ori. 35, care se reduce la 8, dar la 8 se reduce și 26, 2 și cu 6, 8. Treceți prin profunde transformări. Aș spune că aceste transformări sunt benefice. Ieșiți dintr-o perioadă de mari probleme. Probleme, în primul rând, dacă nu mentale, poate contractuale, poate verbale, că tot aveți chestiuni, învățați să discutați altfel. Învățați. Poate că știți, nu zic că n-ați fost educați, dar începe să puneți în practică un alt tip de limbaj. Sper să revin să nu pierd ideea. Am zis că depășiți. Aveți și tigru și leul, feline puternice, preferatele mele, mai ales tigru, că sunt semn de tigru, semnul tigrului și... A, interesant, poate ar fi interesant de ascultat și numărul 3, care este ochiul de tigru. În fine, un mesaj. Ideea este că sunteți persoane foarte puternice, dar v-ați închețat emoțiile din cauza unor situații foarte dure. Arată a închisoare. Seamănă un pic cu 8 de spade, dar aici sunt 10 spade. Arată a închisoare mentală. Fizică poate să fie într-un context tradițional în care stați pentru un contract, căsătorie, job, familie. Ați stat într-un spațiu în care v-ați înfringurat. Da, ați căutat la roșu. Da, aveți nevoie de căldură, de pasiune. Emoțional și mental, v-ați închis în voi, unii dintre voi. Sau ați avut de-a face, poate că spuneți că nu e adevărat, nu știu, rămâne de văzut că tot să fiți de sincer, dar ceva s-a întâmplat în sufletul vostru și în mintea voastră. Ați fost programat să nu mai credeți în dragoste, nu știu ce. Dar ce îmi place că aceste două cărți, în aceste de cărți, unde sunteți în călătoria voastră spirituală, aș spune că optul acesta anunță transformarea. Transformarea s-a petrecut profund, a fost o înghițare la suprafață, dar undeva în sufletul vostru a rămas în profunzime acolo dorință de dragoste, de romantism, de sensibilitate la care n-a avut acces oricine. Poate nici voi n-ați accesat-o la un moment dat, dar ați simțit că este ceva. Că aveți nevoie de o pereche, că aveți nevoie să vă stabilizați și în această transformare descoperiți, vedeți, că e lumină undeva în depărtare, întunericul în care ați stat, pădurea aceasta mentală, emoțională, și aici o pădure,
Pădure înghețată. Da. În ultima vreme s-a produs în această transformare și o schimbare fizică, nu doar emoțională. Începe să vedeți în depărtare primele raze de soare. Începe să simțiți ce? Cinci, casa cincea pasiunii, dragoste, credință. Ceva vă atrage, interesant, ceva vă atrage. Poate acest roșu, această pasiune vă atrage din întunericul în care a stat. Și ce vă atrage, ce interesant că am vorbit de stabilizare și a venit și ancora. Ce vă atrage, vă și transformă, vă continuă transformarea, iar 8. Participă la transformarea voastră în sens bun, 3 și 5, deci face parte din acest 5, din această lumină. Vă și stabilizează. Dar nu în sensul că vă reține, că vă îngheață, că vă blochează, nu. Ci într-un alt sens. Într-un sens care ține de descoperirea pasiunii voastre. O altă pasiune sau ceva care vi se potrivește sau la care râvneați de mai mult timp, valetul de foc. Este un nou început, este acolo, pe cale să inițiați o nouă cale, pe cale sunteți. Sunteți pe cale să inițiați ceva, că tot vorbim de un portal. Să intrați poate într-o nouă relație, că văd aici două persoane. Totul începe cu acest foc, cu această pasiune și focul ăsta care vă dezgheață, care vă îndeamnă, eventual vă atrage și vă îndeamnă să săriți peste aceste obstacole, să spargeți gheața, să spargeți blocajele, să încheiați acest ciclu de suferință. Ceva vă atrage, de o energie inocentă, e o energie originală, e o energie plăcută, care vă aduce aminte de copilul interior, de sensibilitatea voastră. E o femeie, eventual, pentru unii dintre voi, poate să fie o femeie foarte sensibilă. 2 și cu 1 reprezintă lumea în tarot, poate că e la distanță. Dar descoperiți o nouă lume prin acest personaj. Poate sunteți voi, femeia din voi, sau o energie feminină, sensibilitatea din voi, pasiunea din voi. Bărbați, femei, nu contează. Este chemată la viață. She is the moon. Intuiția vă spune să nu vă fie frică, să vă depășiți aceste stări, să vă transformați. Aveți 8, 8, 8, de 2 ori, de 3 ori 8. Aveți iar 3, 2 și 1, 3, 3, 35 și iar 3, 3, 3, iar 35 de 2 ori, am zis. Și 5. Comunicare, schimbare, transformare. Pasiune, foc, atracție, poate să fie sexuală, magnetism în față de cineva, dar și emoții, și sensibilitate, și romantism. She is the moon. Luna este mama, este femeia lângă care vă doriți să fiți. Este prototipul mamei, ideale. Acest personaj, această idee, această energie din voi se va manifesta altfel. Dacă sunteți doamne, descoperiți aceste aspecte în voi. Dacă sunteți domn, v-am zis, este o femeie care vă atrage, o energie feminină. O veți descoperi dacă n-a apărut încă. Urmează. Probabil că ați visat-o, o simțiți, o intuiți, visați, uitați, luna apare de două ori și avem și lună plină în pești. She is the moon. Vă atrage ca o spirală. Să ieșiți din blocajele în care a stat. Va fi nevoie de o comunicare. Aveți două cărți care sugerează și treiul care apare de mai multe ori, care sugerează comunicarea. În această perioadă, acest portal, ori, într-un fel sau altul, rămâne de văzut, de descoperit la nivel personal cum.
veți dori să vă comunicați despre ceea ce vă atrage, despre pasiunea pe care o simțiți față de acest personaj, că e un personaj, sunt două, da? Care vă scoate din solitudine, din înfrigurare, din însingurare, cum vreți voi să ziceți, și vă atrage într-un soi de participare, de echipă, de cuplu, de colaborare, de dragoste. Voi vreți dragoste, aveți nevoie de căldură. Dar va trebui să învățați limbajul dragostei. Fiecare poate să vorbească diferit. Mai ales voi dacă ați experimentat această reținere emoțională, mentală, va trebui să o depășiți. Și eventual acest personaj vă învață să comunicați altfel. Ascultați-i! Loving words have the power to change life. Cuvintele de dragoste au puterea să schimbe vieți, inclusiv pe a voastră. Vorbiți cu dragoste despre voi. Vorbiți cu dragoste, iar lună plină, da, lună, 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 de trei ori lună. Vorbiți cu dragoste despre ceea ce vreți să realizați. Inclusiv voi vorbiți cu dragoste despre situațiile prin care ați trecut, în sensul de înțelegere. Pentru că aveți puterea prin aceste cuvinte, e un lucru atât de important, eu am Pluto în casa a treia și mă strădui și sunt și manifestor, mă strădui să folosesc această putere. Uneori poate mai scap, dar sunt conștientă de acest adevăr. Cuvintele au puterea de a schimba vieți și cu cât cuvintele sunt mai luminoase, mai pozitive și pline de dragoste, cu atât și viața voastră se schimbă în bine și viața celorlalți și nu doar în cuplu. În orice relație, și de vecinătate, și de, eu știu, profesională, orice. Trei de cupe, da? Ia uitați ce frumos. Trei de cupe. În fiecare cupă e o perlă. Eventual, întâlniți un personaj care a trecut prin situația asemănătoare și a descoperit perla și vă ajută să vă descoperiți și voi perla voastră, bogăția voastră, valoarea voastră și eventual împreună creați această relație, o relație și mai valoroasă prin faptul că sunt doi oameni care au trecut prin greutăți și s-au transformat, că perla se produce prin transformări, prin suferință, apropo de apă, apropo de încarcerare, de închidere, de reținere, că și scoica e închisă și perla e închisă în scoică, dar ceva pătrunde, lumina asta pătrunde. Pare o, să zic, violare de care cuvântul? De proprietate, nu? Când intră nisipul în scoică. Dar asta se întâmplă cu un scop. Așadar, orice suferință are ca scop transformarea. Încercați să vă descoperiți valoarea, lumina și pasiunea. Hai să mai vedem. Pe scurt. Vedeți, ați ales, am pus cu acest magician în față. Aveți puterea să manifestați. Știți ce iubesc eu cuvântul ăsta? Să manifestați ceva nou. Potențialul vostru. Ia uite. Diavolul și regele de spade. Între situații toxice și înțelepciune și o nouă viziune și un nou adevăr între lipsa, da, între nedreptate și adevăr. Hai să vedem. Portalul noua mea pentru numărul 1. 10 de spade, interesant, de două ori și 9 de bute. Cineva vă arată că puteți, încă mai aveți energie să stați în picioare și să depășiți blocajele. Regina, împărăteasa, she is the moon, ancora. Această energie feminină din voi, dragostea din voi, are puterea de a, are puterea de a face minuni.
Și dacă nu este din voi, este un personaj care vă arată că există într-o altă realitate, dincolo de acest portal, o altă lume. Da? Sunt un pic obosit. Într-o altă realitate, o altă șansă sau o altă posibilitate să... trăiți altfel. Scuzați-mă, sunt o lecuță obosită, cam târziu, dar nu-i nimica. Iar dacă mai greșesc, mai mă bâlbâi, voi treceți peste aceste scăpări, aceste greșeluțe și totuși, da, vorbim limbajul dragostei, încercăm să ne simțim, e interesant, limbajul dragostei include nu doar cuvinte, ci și emoții, și intuiție, și visuri, și telepatie, și zămân, comunicare telepatică. Numărul 1. 10 de spade. Vedeți, aici e cineva, e o căprioară care se uită și poate dă, eu știu. Face un gest de blândețe. Iar apare 9 de bute. Interesant. Cu răbdare se vor schimba lucrurile. De la 10 de spade la 9 de bâte nu-i de colo. De la trădare mare la determinare, am învățat toate lecțiile, am învățat că nu pot să mai permit să stau la pământ, să mai las pe nimeni, pun granițe. Și stau în picioare. E ceva, nu? Doi de spade. Deocamdată nu vedeți chiar tot, nu înțelegeți tot. Dați-vă timp. Dați-vă timp și eventual blocați pe cei care v-au blocat, pe cei care v-au rănit. Va trebui să alegeți. Și ascultați-vă și intuiția, ascultați-vă și sufletul în aceste alegeri. Apare magicianul, cavalerul de cupe și 4 de cupe. Asul de cupe, vai ce frumos, pe care nu l-ați înțeles prima oară. Am senzația că aici trebuie să spuneți cuiva prin ce ați trecut ca să vă înțeleagă. Am senzația că dragostea v-a fost oferită de ceva timp, direcția, lumina asta o vedeți. Tot ce am vorbit mai devreme ați simțit de mai mult timp, asul de cupe de aici. Dar a fost o perioadă de tăcere și cu cât v-ați, pentru că nu sunteți obișnuiți, n-ați fost obișnuiți cu așa ceva și tăcerea aceasta a adus și mai multe lacrimi și separare. Dar acum apare ca o determinare să vă cuceriți fericirea și stabilitatea, că am vorbit de fericire și de stabilitate încă de la început, de când vorbeam despre acel cerceluș. Da. Fecioară? Că vorbim de noua, da? Luna plină în pești. Fecioară pești. În fine. Ce vreau să zic? A venit de ceva timp. Ați primit semnale, dar le-ați refuzat. Nu vă judecă nimeni. Mai puțin eu, evident. Dar vă înțeleg că a trebuit să alegeți. A trebuit să... să vă acoperiți un pic ochii, că e dureros. Când stai în întuneric să treci direct la lumină, știți cum e, doare. Să simți dragostea după atâta suferință. Parcă doare mai rău decât suferința, că uneori ne obișnuim cu suferința și când vine dragostea, parcă aia doare și mai rău. Dar acum alegeți să manifestați o nouă cale.
Apropo de comunicare, de valetul de bâte și de limbajul dragostei, veți învăța, apropo de comunicare, magicianul Mercur, cavalerul de cupe. Comunicare prin dragoste, comunicare care, interesant, vedeți exact ce am zis. Exact ce am zis. Vorbiți limbajul dragostei. Loving words, cuvinte de dragoste. Au puterea de a manifesta, de a realiza. Ce? Schimbare în viețile oamenilor și ale voastre. Ce înseamnă schimbare? 5, 8, transformare, da? Adică dacă cineva e supărat, știți cum e să fie supărat. Învățați să vorbiți frumos, aduceți dragoste și le schimbați viața. Și dacă cineva va vorbi frumos, acum vă dați seama. Prin comparație, alegeți, vedeți cum ați fost tratați de alții și cum vă tratează o anumită persoană. Și învățați. Învățați. E un portal, e o energie. Vreți să manifestați dragoste. Și urmează, a rămas aici dragostea, urmează să o manifestați deocamdată în acest portal. Treceți prin niște emoții, înțelegeri, înțelegeri, în fine. Înțelegeți niște lucruri. Dar îmi place capul magician, pe care l-ați avut chiar pe copertă. Ați văzut? Învățați să manifestați unii dintre voi. Iar este un lucru puternic. Manifestarea începe cu ce? Cu felul în care gândiți, cu felul în care simțiți și apoi cu felul în care rostiți. Din secretele unui manifestor? Cum vreți să o luați. Da. Cam asta este. Hai totuși după patru de cupe să ne vedem ce mai fi. Acestea au venit toate trei pe aceeași poziție. Extraordinar! Ați văzut cum a venit în fața voastră? Asul de cupe. Și trei de cupe. Trei de cupe, da? Comunicare. Comunicare trei. Dragoste. Schimbați viețile, vă schimbați viața voastră. Din cele două cupe se formează încă una. Din două suflete se formează una. Ce frumos! Șase de cupe. Vă vindecați de traume din copilărie. Ia uite, de nouă de spade, de trei de spade. De însingurare, vai, și iar îmi vine să plâng, iar plâns, iar lacrimi. E o separare care v-a adus și mai multe lacrimi, dar această separare de persoana dragă vă ajută să înțelegeți că ce a fost, a fost în trecut. Interesant. Sper că v-a plăcut. Și să urmăriți ce se mai întâmplă în viața voastră. Sper să o fac și pentru o lună plină. Sunt un pic cam în urmă cu etalările, știu, dar am atât de multă treabă. Și între timp mai mă bucur și eu de unele chestii alături de voi. Dar cam atât. Fiți atenți la luna plină. Simțiți. Simțiți, vorbiți. Chiar dacă nu sunteți lângă persoana respectivă, puteți să le trimiteți cuvinte, gânduri de dragoste, apropo de telepatie. Pentru că, am zis, începe cu gândul, emoția, învățați din greșelile trecutului și poate nu doar greșelile voastre, din programele mentale în care ați fost băgați. Învățați, blocați și aveți credință. Cam atât, cam atât. Ascultați și numărul 3, că tot a ieșit cu tigru și e ochiul de tigru. Cei care ați ales
Numărul 2, clopoțelul. Probabil că ceva, în felul în care s-a comunicat, intențiile au fost bune, dar ce interesant, prima carte care a venit a fost 3 de spade, 3 care reprezintă comunicare, de o comunicare care aduce lacrimi. Poate să fie o neînțelegere, zice unul ceva, altul înțelege altceva. Poate că s-au reținut anumite detalii și iar nu s-a transmis tot mesajul. Dar dacă au fost decepții, aș spune totuși că pot fi trecute, pot fi vindecate, totuși un clopoțel alb. Acum se poate cuvânta altfel. E o situație, aceasta a fost prima carte apărută. Apoi casa. Apoi ce mai era? Da, posibil că mult timp v-ați blocat în această decepție. V-ați blocat 8 de aer și n-ați găsit soluții. Cum să rezolvați? Poate 3 înseamnă și, nu doar comunicare, înseamnă și călătorie. Poate că a fost interesant 2 și cu 1, 3. 3 poate a fost și o distanță, poate a trebuit să plecați și n-ați putut spune despre plecarea voastră, despre problemele voastre la distanță. Nu știu. Dar se pare că totuși este o distanță care include ape și munți. Distanță mare între voi și cineva. Și distanța, într-adevăr, aduce neînțelegeri, pentru că nu sunteți acolo față în față. Ca să vă priviți în ochi, să vă țineți de mână și să simțiți dincolo de cuvinte și de fizic. Am apărut casa și ce e interesant, iar deci distanță, clar, și înapoi la ceea ce... back, iar 3. Și la voi apare 3 și la numărul 1 a apărut 3 foarte mult. Probabil că e Mercur retrograd. Înapoi. Vreți să vă întoarceți înapoi acasă? Între timp, e 16. 16 este numărul turnului, dar... A spune că vreți să dărâmați totul în, toate blocajele și să vă bucurați de dragoste. Vă dați seama că dragostea a fost tot timpul cu voi, chiar când ați plâns, chiar când ați fost blocați. Dar ce interesant în acest 8 de spade, 8 de aer. Sper că v-ați ridicat totuși deasupra norilor, deasupra problemelor. Deasupra distanței dintre voi și cineva. Dar, repet, unii dintre voi vă întoarceți, back to what you love, vă întoarceți acasă, acasă e cineva pe care iubiți, nu mama, tata, nu neapărat. Poate o soție, poate un copil, poate în orașul natal, eu știu, pe unde stați voi, aveți oameni, prieteni care vă iubesc. Iar interesant, vedeți, e un portal, ușă. Trebuie să treceți acest prag. 2 și 3, 5, 5 înseamnă și aici schimbare. Cineva vă așteaptă, vedeți? Across the water, dincolo de apă, cineva vă așteaptă. Cu speranță. Ia uitați aici, speranță, lumină. Aș spune că acest portal vă duce mai aproape de un personaj drag, vă duce mai aproape de casă sau de sentimentul de cămin, de acasă. Acasă poate să fie în brațele cuiva, lângă cineva, nu neapărat la casa părintească sau la, eu știu, în clădirea în care, eu știu, v-ați, sau pe care v-ați cumpărat-o, la adresa la care v-ați înregistrat. E timpul. It's time. Unii probabil v-ați învârtit prin lume. Ați văzut că
Dacă vă păstrați dragostea, speranța, aș spune că oricât ați călători, oricât v-ați învârti, de colo-colo, vă găsiți stabilitatea, că aici turnul, vă găsiți stabilitatea oriunde, atât timp cât aveți dragoste și că vă gândiți la persoana iubită, nu știu, e un gând. Un gând, numai gândul că vă duceți, că vă veți întâlni, vă, nu știu, vă ține în picioare, vă dă speranță, aș spune. Și totuși cineva vă așteaptă. Poate cineva dansează, cântă, dar orice ar face, este o distanță între voi și persoana dragă. Faptul că a venit această carte pe orizontal, ar spune că începe să depășiți și lacrimile și blocajele. Repet, să vă ridicați deasupra norilor, să depășiți blocajele. Muntele ăsta probabil că e deja străbătut. Sau găsiți cărarea printre munți. Vedeți aici sunt munți. Găsiți cărarea prin acest portal, găsiți soluția. Un soi de speranță. Dar ține mai mult de gândire și de simțire. Poate că va fi și o călătorie fizică, dar deocamdată pare mentală, emoțională. Repet, cu cât vă gândiți, cu atât vă atrage. Înapoi, reevaluați-vă dorințele. Asta veți face. Sau sunteți ghidați. Ia uite, moarte. A fost această durere și acest blocaj, această distanță care v-a transformat. Ia uite, lumea, iar distanță, dar distanță peste hotare mare. De casă, eventual 10 de monede. Înapoi la ceea ce iubiți, înapoi la casă. O reîntoarcere. Numărul 2. Portalul 9. Primar probleme și durere ați trecut. Și voi, în felul vostru. Ia uite. 8 de spade apare de două ori, era cât pe ce să nu iau. Cavalerul de bâte, 4 de monede și îndrăgostiții. Iar probabil că ați fost blocați undeva sau cineva drag a fost blocat undeva departe de casă, blocat. Nu știu cum. E un blocaj legat de ceva, de niște probleme și legătura asta ați crezut că v-a uitat, ați crezut că s-a încheiat relația, ați crezut probabil că a fost o durere foarte mare de ați asociat-o cu o moarte mentală, emoțională. Dar acum apare pasiune, cavalerul de bâte, dragoste este oriunde. Pasiune, energie, încredere, determinare, să mergeți către persoana la care țineți sau ei să vină către voi pentru că țin la voi. Nu știu, cineva, vedeți unde sunteți. 4 de monede și îndrăgostiții. Aici un bărbat, aici este o femeie. Și aici îndrăgostiții, vedeți cărțile? Probabil că, interesant, și aici apare, nu știu dacă e un schelet, nu știu dacă aici este bărbatul și aici e femeia. Dar cred că amândoi ați suferit în această separare.
Poate că nici nu vă cunoașteți unii. Poate o nouă dragoste, iar pe care o întâlniți acasă sau vă dă sentimentul de acasă, vă stabilizează, vă... vă încântă. Dar iar e un personaj care este stabil și altul care a umblat prin lume. Și acesta vrea să vină. Patru e casă, casa patra. Și să se bucure de un cuplu. De o dragoste. Dragoste, dragoste, dragoste. Dragostea este peste tot în jurul vostru. Ar putea să fie o reîntoarcere a cuiva. Asta ce merge prin acest portal, ce va aduce încet, încet, nu știu în cât timp, variază de la un an, poate într-o lună, poate în două, ia uite, turnul apare de două ori. Interesant, dar de ce apare turnul de două ori? Mare durere, mare trădare, poate da la distanță, vai, trei de spade, opt de spade, zece de spade, șase, patru de spade... Mai dăm o carte pe după acest tur, ce se întâmplă. Vai, ce frumos, ce mă bucur că am și la voi asul de spade. Știți ce simțeam? Simțeam că v-ați întâlnit cu o persoană dragă, când vă duceați voi acasă, când veneau ei acasă, dar această întâlnire... bărbatul și femeia îndrăgostiții, s-a întâmplat repede după o mare, 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 insist, durere, trădare în viața unuia. Cel puțin a unuia, deși e posibil ca ambilor, dar separat de această problemă de îndrăgostiți. Și interesant, deci, se întâlnesc și doi oameni, se îndrăgostesc, se simt, se îmbrățișează, se bucură unul de celălalt și apare bruscat eveniment. Turnul de două ori. Care vă, aș spune că vă pune la încercare dragostea. E suficient de solidă, dacă nu e solidă, o dărâmăm, ca să creați ceva solid. Și apoi, după turn, apare asul de cupe. Vindecarea și iar un nou început. Ar putea să fie cu această persoană care vă așteaptă. Ați așteptat-o? Asul de spade, faetonul, iar distanța, artistul, că tot am vorbit, luna. Renașterea, da, independență, ce frumos. Persoana aceasta independentă care așteaptă, își vede de treburile sale, așteaptă, e stabilă. 4 de monede, 9 de monede, e stabilă. Și lângă acest personaj... vă regăsiți. Nu știu, renașteți. Vă realizați visurile. Vă manifestați, ce-mi place cuvântul ăsta, visurile, idealurile. Faetonul. Mergeți, veți merge. Iar călătorie sau ei vin, nu știu. Și va fi o discuție totuși. O discuție, că fără discuție asta clară, că tot am văzut 3-3-3, nu se poate plănui, dar vă veți bucura de dragoste, ce frumos, și de adevăr și de noi începuturi. Ar putea să fie, deși, da. Da, frumos, interesant, nu știu, interesant, sunt un pic fulburată. Chiar dacă mai greșesc, mai mă îmbâlbâi, vă rog frumos, mă scuzați că e destul de târziu, dar am avut ambiția asta
Să fac etalarea. Totuși, am zis că mai fac o etalare până mă culc. Am depășit un pic norma de etalări pe o singură zi. Am avut un mic consum de energie, dar acum mă simt ok. O lecuță cu vedere. Mi-am pus ochelarii. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Vă pup numai bine. Cei care ați ales, dragii mei, ochiul de tigru, adorabilul ochiul de tigru. L-ador pentru că eu sunt tigru în zodiac chinezesc. Și chiar dacă n-aș fi tot, mi-ar place. Deci ametistul, v-am zis, și ochiul de tigru. Astea două. Le ador. Le ador. Încredere în voi. Ochiul de tigru reprezintă plexul solar. Și solar și ceva din chakra a doua, din sexualitate, dar mai degrabă, aș spune, încrederea în voi. În fine, probabil că... Da, trebuie să vă regăsiți autenticitatea, puterea și puterea cuvântului. Interesant. Uf, ce carte a venit la voi, soarele, măi. Apropo de plexul solar, soarele. Apoi, solitudine. 13, transformare. Apoi cele două cărți, Void, The Void și Drop Into Your Heart. Iar, femeia cu inima, o nouă dragoste, măi, ce cărți. Și șapte de, aș spune așa, așa aș spune, a legătură. Are legătură cu fecioara. Șapte de monede, solitudinea. Opt de foc, nouă dragoste. Ia, vedeți? Da, hai să fac altfel. Acum o logică. Heart. Și soarele. Ce frumos au venit cărțile. Nu știu, cred că și la celelalte au avut logică, dar aici parcă se leagă și mai bine. Probabil ați trecut prin și voi, dar altfel. Nu vorbesc de trădări, nu vorbesc de supărări, dar v-ați însingurat în ultima vreme. V-ați însingurat. Void. Și cu cât v-ați însingurat, ați intrat așa într-un vid. Dar acolo a trebuit să intrați, ca să vă găsiți lumina, ca să vă transformați. 13 este cartea morții și renașterii în tarot, da? A fost necesară însingurarea asta, să vedeți întunericul și lumina din voi. Eventual, în această perioadă, vi s-a arătat direcția, lumina. Unde e? În inima voastră. Eventual în sufletul cuiva, 2 și cu 4, 6, pentru că 6 înseamnă îndrăgostiții. Poate o persoană iubitoare v-a arătat că aveți. Aveți ceva special în sufletul vostru. Posibil că ați stat cu 7 de pământ, v-ați gândit să investiți în inima voastră, să investiți în această poveste de dragoste, în acest personaj, care privește prin inima. Interesant. Vedeți cum privește prin inima voastră, privește din perspectiva sufletului său și al celorlalți, 2 și cu 4, 6, și creează legături, 6, colaborări armonioase. Puteți să fiți voi, dar totuși cred cu putere că este un nou personaj, 6, 26, 24, 26, vreau să zic 6, îndrăgostiții și 8, iar
Transformare. Casa 8, Scorpionul, moarte și renaștere. Vă întâlniți cu cineva. V-ați întâlnit, vă întâlniți cu cineva care vă aduce multă bucurie, soarele. Vă împlinește toate dorințele. Ia uitați cum stați așa și țineți în mână stele căzătoare. Dar mai ales una. Și dacă până acum ați fost precauți, ați analizat, ați așteptat ori în această relație, ori în general, veți face o schimbare de perspectivă, aș spune. Și 8 de foc reprezintă 8 de bâte. Iar dacă până acum ați stat în voi, v-ați însingurat, veți face o călătorie. Veți ieși din acest vid, din această însingurare și veți comunica sau veți călători. Dar ce îmi place că apare ursul panda, am și eu un ursuleț panda pe care îl ador. E o călătorie în care sunteți ghidați, vedeți ce de flăcări, ce de baloane de fapt, lampioane. Sunteți ghidați și voi și ei, dar vedeți, iar seamănă cu puterea. Sunt două personaje. Un personaj mai poetic, mai romantic, celălalt puternic. Totuși e un urs, da? Ursul intră în hibernare, în solitudine, în vidul său, în întunericul său și iese. Când e cald, când e primit din suflet, cu dragoste. O nouă dragoste vă așteaptă, nu? Dar probabil va trebui să călătoriți, să ieșiți din însingurare, să ieșiți din această... Da. Și interesant, ieșind din acest vid, din solitudine, ieșiți și intrați. Intrați într-o altă realitate care ține de sentimente. Nu știu cât mă exprim de clar. V-am zis, sunt un picuț cam obosită. E noapte. Cât e ceasul, domnule? 2:30. Păi vă dați seama. Ah, ce interesant, vedeți? Dacă până acum v-ați oglindit în ape și nori, de acum încolo vă veți ridica. Aici e transformarea. Până acum a fost doar o proiecție. Interesant. A unora, a voastră, a fricilor, a lipsei de încredere. Am înțeles, ce frumos. De acum încolo vă veți ridica. E un far aici care luminează. Interesant. E un far. Vă veți ridica și veți lumina și pe alții, pentru că ați coborât în sinea voastră, v-ați descoperit lumina interioară și ați ieșit din proiectare și manifestați transformare. 8, 8, 8, iar 8, iar 6, iar moarte și renaștere. Și veți lumina, am zis, soarele. Dar asta pentru că iubiți. În mod special, aș spune că dragostea vă schimbă pe unii dintre voi. O nouă dragoste vă schimbă viața. Hai să vedem. E o nouă dragoste. Îmbrățișați această oportunitate pentru dragoste. Scuzați-mă. Dragoste poate este un nou proiect la locul de muncă. Poate este creștere spirituală. Poate este o persoană, variază de la om la om, dar este ceva nou, ceva ce vă va aduce multă bucurie și lumină și vă va scoate în evidență plexul solar, ochiul de tigru. Și aveți încredere. Aveți încredere în această nouă dragoste. Și în primul rând dragoste pentru voi. Iar soare. Că puteți să străluciți și voi. Spânzuratul, apropo de însingurare, de reținere,
valetul de monede. În această reținere, repet, în această așteptare, ați așteptat 7 de monede. Ați așteptat ceva, poate că nici voi nu știați, dar ați descoperit totuși prin această întâlnire ce așteptați. A, pe tine te așteptam. A, tu ești persoana aceea care lipsa din viața mea. Aveți o schimbare de perspectivă și vreți să începeți ceva nou. Poate este un proiect, poate este un job, dar pare totuși a relație, au de 6 de cupe. O relație de la suflet la suflet. Un personaj care eventual, am zis, vede prin sufletul vostru, vede dincolo de ceea ce arătați, vede că aveți o mare suferință nouă de spade pe care o ascundeți, dar ei văd. Poate că sunteți voi care faceți acest lucru față de altcineva, nu știu. Dar după o stagnare, după o singurare, după așteptare, inițiați ceva, valetul, poate să fie o comunicare sau pur și simplu un gest practic. Ieșiți la o întâlnire, puneți, nu știu, piatră de temelie la o relație, la ceva practic. Pentru că emoțiile nu sunt suficiente, pasiunea nu e suficientă, aveți nevoie de mai mult, da? Vedeți iar fecioară, pământ, pământ, fecioară, pești. Apropo de lună plină în pești și luna nouă care a fost în fecioară. Eu. Valetul de cupe, apropo de pești, iar. Doi oameni care se privesc față... Dar ce frumos, apă cu pământ, că dă bine. Nu poți să creezi nămolul pe care îl poți modela fără apă și fără pământ, nu? E o nouă lume. O nouă lume. Dincolo de confuzii, dincolo de diferite alte lucruri care v-au distras atenția eventual. Comunicare și practică și sensibilă. Ar putea să fie o schimbare de perspectivă. Ia uite ce cărți. Ce cărți au venit? Le iau pe toate. Hai să le iau. Ia uite. Doi de monede. Doi de cupe. 8 de monede. Valetul de spade iar, 6 de bâte și steaua. Steaua și soarele și 6 de bâte victorie. Veți avea victorie. În împlinirea acestui vis. Este un vis. Este o iubire care va duce strălucire, aș spune. Sau împlinirea unor dorințe. Poate că la un moment dat vă destabilizează un pic, obișnuiți să fiți mai în așteptare, trecând prin acele transformări. Iar pământ, apă, pământ, apă. Fie că amândoi vreți să începeți ceva, dar... Ai interesant ce simt. I-am zis, e o nouă dragoste, e un nou personaj. Dar personajul ăsta, am zis, vede prin voi, vede în sufletul vostru, în sufletul altora, doi de cupe. Dar vă și echilibrează financiar și unul și celălalt vă echilibra și financiar și practic și emoțional. E un echilibru, apă, pământ, apă, pământ. Și dacă la un moment dat nu știți ce să alegeți între două persoane, vă veți hotărâ. Drop into your heart. În momentul în care ascultați, vă ascultați sufletul, veți înțelege de fapt de ce aveți nevoie. Aveți nevoie de acest personaj. Și veți munci și veți comunica, veți studia, veți învăța cum să munciți în relație și veți crește și veți merge către victorie. 6 de bâte. Și steaua. Și vindecare și împlinirea dorințelor și strălucire în public. Nu știu cât timp, e un portal care vă duce către așa ceva. Poate să fie și un an, poate să fie și doi, poate să fie și două luni și 3 săptămâni. Nu știu. E un portal. Portalul ăsta, dacă
Treceți prin el și nu stați pe loc. Adică dacă renunțați la singurare, la stagnare și inițiați ceva, o comunicare, ieșiți din vidul ăla și... Da. Și toate lucrurile se schimbă. Toate lucrurile se schimbă cu viteză mult mai mare decât vă așteptați voi. Eventual, dacă această persoană e persoană publică, veți învăța de la ei. Dacă voi sunteți mai publici și atrageți atenția și aveți un anumit tip de succes, ei vor învăța de la voi. Dar există dorință de muncă, de lucru în echipă, de cupe, înseamnă parteneriat. Și văd ce puterea. Doi oameni puternici. Interesant. Pare frumos. Sper să se întâmple pentru toți cei care vreți să se întâmple așa ceva. În fine, sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine. Ciao, ciao!